Salutare din nou, sunt Florin Grozea și așa cum probabil știți, am acest videoblog zilnic prin care explic ce vrem să facem cu www.eok.ro și mai mult decât atâta am lansat o propunere pentru voi. Haideți să construim împreună cel mai tare site cu muzică legală din România. Acum câteva zile vă povesteam despre această idee, acest vis de a face un site cu toată muzica românească, gratuit și legal. Am primit o grămadă de e-mail-uri și chiar telefoane de la colegi de-ai mei cântăreți sau compozitori care imediat mi-au sărit în cap și mi-au zis: ai nebunit? Gratuit? Adică ei îmi spuneau așa și au dreptate. Și așa viața e grea pentru un artist. Și așa nu se plătesc drepturi de autor pentru compozitori. Și așa nu se mai vând CD-uri pe piață. Tu acum vii cu ideea asta să fie gratuit? Și vreau să explic în continuare, să vă spun încă o dată. Ce înseamnă gratuit? Nu înseamnă că acea muzică nu va fi plătită, ci înseamnă că cel care intră pe site, fanul, ascultătorul muzicii, va beneficia de muzică și nu va simți că plătește pentru acea muzică. Banii în continuare se vor duce la artiști, la compozitori, la case de discuri și altfel nu s-ar putea, pentru că așa este legal în România, așa este legal peste tot în lume. Dar gândiți-vă la un lucru. Uite, suntem într-o benzinărie. Ați observat că atunci când ajungeți într-o benzinărie se aude muzică? Vă cere cineva bani pentru acea muzică din benzinărie? Sau pentru muzica de la radio? Sau pentru muzica pe care o ascultați în magazine? Ei bine, nu. Cei ca voi care ascultați muzică în magazine sau în benzinării ca acestea, voi nu plătiți pentru muzica pe care o ascultați și mi se pare un lucru absolut normal. Și atunci, de ce să nu fie normal un site cu toată muzica românească, gratuit și în același timp legal? Așadar, dragi colegi artiști, dragi colegi compozitori și case de discuri, ideea și visul este următorul. Și așa situația nu este foarte roză în industria muzicală. Și așa nu sunt destui bani și parcă e din ce în ce mai greu. Haideți să găsim o formulă să promovăm muzica pe care noi o compunem, pe care noi o producem și să ajungem la cei care iubesc această muzică. Iar dacă ei nu plătesc, asta nu e atât de important. Important este că cineva o va plăti. Deci, muzică legal și în același timp muzică gratuit pe www.ok.ro. Vă mulțumesc mult pentru idei, pentru sutele miile de e-mail-uri și de telefoane și de SMS-uri. Vă aștept în continuare ideile la florin@eok.ro. Sunt Florin Grozea și noi ne vedem și mâine.